seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Astăzi a început Iași Business Days, un eveniment foarte important pe harta evenimentelor de afaceri din România. Vom discuta în această seară despre antreprenoriat și nu doar atât, împreună cu Felix Pătrășcanu, unul dintre foarte cunoscuții oameni de afaceri din România, a pus bazele unei firme de curierat în 1998. Și afacerea a crescut acum devenind lider de piață. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vă propun să începem cu o discuție despre șansele economiei românești în general, care ar putea fi, să spunem, explicate printr-o necesitate de a îmbogăți cultura antreprenoriatului. Și ce înseamnă acest lucru? Cum s-ar putea face? Adică sunt decizii care le ia cineva sau sunt pur și simplu lucruri pe care trebuie să le facem cu toții, care țin de educație, țin de curaj și de idei? Da, e adevărat. Țin de curaj, țin de idei. Trebuie să plecăm de la niște cifre, spun eu, pe care niște firme din Big Four le-au regăsit de-a lungul mapamondului și ele spun următorul lucru, că în România în momentul de față avem în jur de 24 de antreprenori la 1000 de locuitori. Fiind aproape la jumătatea Europei, care are 52 de antreprenori sau ceva în genul, 50 și ceva de antreprenori. Dublu, să spun. Dublu, da, la 1000 de locuitori. Ca să nu mai vorbim de Statele Unite ale Americii, care are 80 și ceva de antreprenori la 1000 de locuitori. Haideți să vedem foarte clar unde e Europa Occidentală, unde sunt Statele Unite. E o cale bătătorită în sensul ăsta și atunci cred eu că România are o mare șansă prin a-și mări piața de antreprenorială, prin a deschide cât mai multe business-uri. Până la urmă toată eu văd ieșirea din criza asta profundă a României, antreprenoriatul. Antreprenoriatul pentru mine înseamnă extraordinar de multe lucruri și n-am fost de la început un antreprenor. Eu n-am crezut niciodată că voi deveni un angajat. Antreprenor. Numai că am fost un angajat, mi-am dorit asta toată viața. Trebuie să vă amintesc faptul că în clasa a patra știam foarte clar că eu o să mă fac judecător. Am luptat pentru chestia asta foarte mulți ani. Mă vedeam un extraordinar de bun slujbaș al țării mele, da? un magistrat care împarte de dreptate. Iată că viața m-a rezervat o altă surpriză, o surpriză plăcută, extraordinar de plăcută. Și în anul 1998, după un periplu pe la o firmă concurentă în vremea respectivă, doi prieteni din copilărie mi-au propus să deschidem un business. Cunoșteam extraordinar de bine datele tehnice ale business-ului, da, de curierat la acel moment. În schimb, nu știam absolut nimic despre partea economică a curieratului, despre partea financiară, care este foarte importantă. Până la urmă, tot un business se traduce prin banii câștigați, prin banii cu care vii, prin cash flow, prin și așa mai mult. Aș putea să dau mai multe exemple. M-a prins extraordinar de tare lucrul ăsta și am văzut oportunitățile pe care România le-a avut în anii 90, ani în care mulți dintre noi am deschis business-uri aici în țară. De ce folosiți trecutul? Nu mai sunt la fel de multe oportunități? Asta vreau să adaug. Vă rog. Că în continuare sunt o mulțime de oportunități în România. De ce spun lucrul ăsta? Piața românească de business nu e ajunsă deloc la maturitate. Am fost tentat la un moment dat să spun că piața de business românească a ajuns la maturitate în domeniul telecom, gândindu-mă la cei trei giganți din mobile phone, da? Din zona de telefonie mobilă, și mă uitam acolo că adunând toți clienții depășeau 20 ceva de milioane, atât câți oameni suntem noi acolo. Este fals lucrul ăsta, pentru că după ce oamenii ăștia au vândut acel număr de telefoane a populației României, au început să vină cu alte business-uri complementare, voce, date și așa mai departe. Sunt o mulțime de alte oportunități. Deci oportunitățile creează la rândul lor alte oportunități. Vorbim în România despre o agricultură incipientă. Vorbim în România de o grămadă de teren lăsat, așa cum se spune pe la noi pe aici pe Moldova, în pârloagă, da? Nemuncit.
Terenul ăsta poate fi o sursă extraordinar de mare de venituri pentru noi români. Noi nu vedem oportunitățile astea din cauza că suntem prea multe și suntem în poziția omului care privește pădurea și nu o vede din cauza copacilor, în opinia mea. Cine ar trebui să aibă curaj? Pentru că se vorbește pe de altă parte de exodul creierelor, cei care învață sau învață bine doresc să plece, chiar pleacă, cei care doresc să câștige un pic mai mult pleacă și ei în Italia, în Spania. Eu cred că e nevoie mai mare de modele și eu cred că de oameni care au reușit. Astfel ajungem și la evenimentul care are loc astăzi în Iași, în Business Days Iași. Creația al domnului Laszlo și nu numai el, a întregii lui echipă, Laszlo Pacio, a întregii lui echipe care adună la un loc o mulțime de creiere aici și adună la un loc o mulțime de antreprenori, printre care, deci printre aceste creiere strălucite sunt și mulți antreprenori de succes și ei pot spune cu mâna pe inimă că business în România se poate face, se poate face în bune condiții cu greutățile, să nu uităm. Deci, fac o paranteză aici. A face business nu e deloc ușor, mai ales la început. Și nici mai târziu. Am avut o impresie greșită la un moment dat, că îți crești business-ul până la un anumit nivel, și după care stai undeva la soare prin care ai bine. Nu e deloc adevărat. Business-ul are nevoie de inovație permanentă. Business-ul are nevoie și te prinde mai mult decât atât. Odată intrat microbul antreprenoratul în tine, greu, foarte greu mai scap de el. Sunt întrebat de foarte mulți tineri dacă tot am adus firma, noi cei trei, asociația companiei noastre, dacă tot am adus firma în momentul de față, de ce nu o vindem și să ne petrecem restul vieții undeva într-o excursie. Nu pot sta mai mult într-un loc, oricât ar fi el de exotic și oricât ar fi de frumos, mai mult de 15 zile, pentru că îmi doresc neapărat să vină înapoi în țară. Și am fost în niște locuri extraordinar de frumoase după planetă și întotdeauna după 15-20 de zile a trebuit să vină. Vă era dor de casă. Mi-era dor de casă, mi-era dor de nebunia unui București, uneori murdar, uneori zgomotos, de nesimțirea unui taximetrist care mă ia de la aeroport și mă duce în România. Cu toate astea vreau să mă reîntorc. Deci eu spun că business-ul este destul de greu să încep și trebuie, toți tinerii care vor să facă business trebuie să înțeleagă că, iarăși vin cu niște cifre, cam la 5, 6, 7 idei, cam una funcționează. Alte studii făcute de cei din Big Four spun următorul lucru despre români. Au curajul să deschidă o mulțime de business-uri, deci există acest curaj, există această pornire, numai că se sperie foarte, foarte tare de eșec. Și un eșec îi face în ochii celorlalți de a decade. Da. Cum gândim? Nu e firesc să fie această frică de eșec? Nu. Bineînțeles că trebuie să existe o frică de eșec. Da? Bineînțeles că trebuie să-ți iei toate măsurile, riscurile și așa mai departe. Dar eu zic că dacă ai avut un eșec, mai ales în perioada când ești tânăr, eu spun că poți să iei ca pe un master, ca pe o școală, până la urma toată. Să tragi lecțiile. Sunt un om, vrând nevrând, sunt un om al cifrelor, da? La sfârșit trebuie să iasă cu plus, că ăsta e business-ul. Și spun următorul lucru. Nu vă place o școală, da, așa e normal. O școală bună în state, o universitate bună în state și nu numai în state, chiar și în Europa sau în alte țări din lume, te costă în jur de vreo 30.000 de dolari. Medie, să spunem așa, da? Dacă eu aș investi 30.000 de dolari într-un business care, într-adevăr, a fost un eșec, dar eu învăț ceva din acest eșec, eu cred că e o școală mult mai bună decât orice MIT sau Harvard vreți dumneavoastră. Cu alte cuvinte, dumneavoastră, spuneți că este firesc să ne fie frică de un eșec atunci când vrem să fim antreprenori. Dar nu trebuie luat ca pe o năpastă extraordinar de mare. Nu cred. El poate să constituie o lecție foarte bună pentru următoarea atâta, idee de succes. Atâta timp cât ai de învățat acolo și nu o repeți. Clar. Și nu o repeți. Spuneți undeva că este foarte importantă comunicarea celui care dezvoltă o afacere, celui care este un antreprenor. Comunicarea
cu proprii angajați, dar nu doar cu proprii angajați, sigur, și cu ceilalți din piață, clienții. Speech-ul meu de mâine se bazează exact pe comunicarea cu oamenii. Până la urmă, toată forța unui antreprenor e dată de oamenii de care se înconjoară. Nu trebuie și nici n-ai cum să fii cel mai bun artist, cel mai bun logistician, cel mai bun hasherist și așa mai departe. Ci trebuie să te înconjori de oameni extraordinar de buni. Asta este până la urmă toată calitatea care trebuie să primeze la un antreprenor. Dacă vede tot acel puzzle de sus și pune piesele puzzle-ului, le adună la un loc în jurul lui, business-ul clar va avea succes. Comunicarea pentru a aduna acest puzzle, vorbim aici de oameni, de echipe, deci este sine qua non în a reuși. E segmentul cheie. Bineînțeles că trebuie să știe să comunice cu oamenii lui și mai mult decât atât trebuie să aibă o viziune foarte puternică, să creadă foarte tare în ea. Consider că un bun antreprenor ajunge pe culme, pe creastă, mult înaintea echipei, cu gândul. Și ia toate măsurile de precauție și toate măsurile de siguranță ca toată echipa asta, tot acel puzzle să-l urmeze în condiții safe până ajunge pe vârf. Dar el trebuie să vadă întregul, totdeauna. Și dacă ai o viziune și vezi întregul acolo și te înconjori de acești oameni, iată, am spus deja trei lucruri care pot să te aducă la un business de succes. Până la urmă, toată business-ul ăsta de succes nu-l considerați în a măsura numai în milioane de euro, da? Este posibilitatea care te îmbogățește nu numai cu bani, sunt foarte important, banii în business sunt foarte importanți, ci te aduce în situația de a putea vorbi de la un moment dat din propriile experiențe, de a fi un model pentru ceilalți. Bineînțeles că ingrediente sunt mai multe în a fi un bun antreprenor. Trebuie să fii un om foarte deschis, un om extrovertit clar și în a avea niște valori morale cu care pleci de jos. Aș adăuga aici a fi foarte a respecta legea lucrului. Pentru că dacă nu respectăm legea în business, atunci noi nu mai facem business. Facem combinații, cu ghilimele de rigoare, da? Ați auzit pe stradă că haideți să facem o combinație. Nu. Asta este diferența dintre combinații. A respecta legea, a respecta prieteniile, a respecta termene și așa mai departe. Acest lucru înseamnă și măsuri de precauție, pentru că s-ar putea ca cei cu care intrați în contact, alte firme... Invariabil vei fi lovit în plex de 1, 2, 3, 4, 5 ori. Problema ta e să-ți faci o pavăză totuși la un moment dat. Pentru că experiența te învață. Dacă îți pică pietre în cap, îți pui un coif sau îți iei o măsură de precauție. Spuneați dumneavoastră că un antreprenor sau un lider bun aduce oameni foarte buni lângă el pentru a construi o afacere. În același timp, dumneavoastră sunteți, și vreau să vă întreb dacă este un fel de paradox, dumneavoastră încurajați foarte mult, foarte mult tinerii, sau nu doar tinerii, să intre, să fie antreprenori. Da, dacă sunt atât de buni, ce i-ați încurajat mai mult? I-ați aduce lângă dumneavoastră să construiți o afacere sau i-ați încurajat să fie antreprenori? Pentru că atunci ar însemna să o ia pe cont propriu. Aș face ambele lucruri. Trebuie să vă spun că a venit la mine un băiat acum câțiva ani, care mi-a dat un telefon și mi-a spus că am un business extraordinar pentru care se lipește, care se mulează foarte bine pe businessul dumneavoastră și eu pot să vă cresc cifra de business cu 1, 2, 5 ani de zile, 10% și așa mai departe. Trebuie să recunosc că sunt reticent la astfel de cereri pentru că mi s-au propus o grămadă de combinații. Cum ați spus, o idee din 7 e considerată valabilă. Dar am dat curs acelei persoane, m-am întâlnit cu el la un restaurant și a venit omul cu un business plan extraordinar pe care eu nu eram în stare la momentul respectiv să-l fac. În trei scenarii, scenariul prost, dacă ar merge prost business-ul, aș vedea ce bani aș putea pierde, scenariul moderat, medium și cel optimist, da?
Și mi-a arătat frumos pe un laptop într-un restaurant bucureștean toate lucrurile astea. Acel om este șeful departamentului meu, face business-ul la care el visa, câștigă bani, îl creștem în continuare. El n-a ajuns să explodeze extraordinar de tare, dar mi-a plăcut, nu neapărat pentru faptul că venise cu o idee de business extraordinară, ci numai pentru faptul cum a gândit și ce a vrut el să facă. Era, cum să spună, label-ul lui. Da? Era o chestie care îl scotea în evidență. Da? Și atunci omul ăla nu trebuia să-l pierd, odată. În al doilea rând, e nevoie foarte mare. Sunt o firmă, suntem o companie de servicii, da? Și avem nevoie. Să știți că curieratul, fac o paranteză aici, curieratul este un barometru al economiei românești. Eu pot să-mi dau foarte bine seama când Iașiul dumneavoastră crește, are o explozie economică foarte puternică, pentru că noi în curierat lucrăm cu toate industriile economiei românești. Și atunci eu pot să-mi dau foarte bine seama cât de mult poate să crească sau cât de mult poate să scadă. Și vă dau un exemplu, da? Ați avut o creștere extraordinară a lonului pe toată zona Moldovei, inclusiv Iașiul, Botoșanu, Jatex, dacă Rapsodia, dacă vă aduceți aminte de expedițiile, de companiile respective. În Focșani erau iarăși o mulțime. În momentul în care s-a semnat, știu ce, minune cu China și lonul ăsta cam dispărut, s-a mutat, exact, au început dealerii de mașini și a venit criza, da? Toate lucrurile au căzut, construcțiile și așa mai departe. Au început să apară executorii, judecătorești. Deci noi ne putem plia foarte rapid și ne dăm foarte bine seama. Au început vânzările online, da? E-commerce-ul care e principalul motor de creștere la mine în industrie în momentul de față. Nota bene, toate companiile vindeau la magazin, tradițional, produsele. În momentul în care vând online, automat sunt inclus în acest cerc. Și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt și eu prins aici și câștigăm, chiar un motor de creștere extraordinar de mare. Comerțul online. Și atunci vin și spun, am nevoie de cât mai mulți antreprenori în România care să creeze cât mai multe firme, cât mai diversificate, pentru că de expedier și de curierat mă ocup eu. Și atunci ar fi păcat să mă duc să caut piețe în Bulgaria, unde ai o barieră lingvistică extraordinar de mare. Poate de ce nu m-aș duce în Moldova? Nu m-aș mai duce poate în Ungaria? Avem încercări timide. Avem în încercări timide de a ieși în momentul de față în Bulgaria, în Ungaria, în Moldova. Chiar în Moldova suntem în discuții, aș spune eu, cât de cât avansate pentru a merge și acolo. Mergem după clienți. Mă întorc puțin la comunicare și aș vrea să ne vorbiți din experiența dumneavoastră, pentru că firma este, să spunem, o colaborare între trei persoane și trebuie neapărat, atunci când se iau deciziile importante, trebuiau tot timpul discuții, sigur, consultări și așa mai departe. Da, și dumneavoastră comunicarea... mai spuneți undeva că concurența nu prea omoară firmele în România, ci mai curând se autodistrug. Da, sunt convins de lucrul ăsta și pot să vă dau o mulțime de exemple și cred că știți o mulțime de exemple în care cearta asociaților, fie ei soț, soție, fie ei vechi tată, prieten, fiu, vechi prieten și așa mai departe, totul pleacă de acolo. Și aș putea să spun, pentru că ne-am întrebat și noi, suntem de 16 ani împreună, facem business din anul 1998, când pe 16 ianuarie 1998 am tăiat prima factură primului client. Și uite că suntem totuși împreună, deși mulți ne-au prevăzut. La un moment dat, oamenii ăștia or să capoteze în discuțiile astea. Uite-ne că n-am ajuns în momentul critic, deși au fost o mulțime de momente în care, bineînțeles că n-am fost de acord în luarea deciziilor unii cu alții. Cu toate astea, de ce cred că suntem atât de închegați în lucrul ăsta? Provenim toți din același localitate, Panciu Vrancea. Fitionești, o localitate la 8 km de Panciu, în județul Vrancea. Sunt și eu moldovean, pentru că sunt de partea Milcovului privind spre Iași și spre Moldova, da? Exact. Din Moldova. Acolo am făcut școala, diferența de vârstă dintre noi fiind de 4 ani, am făcut școala cu același învățător, domnul Talașman, Dumnezeu să-l odihnească, el ne-a pus creionul în mână la toți trei. Și atunci toată scara asta valorilor ne e cam comună. Ne cunoaștem fiind vecini acolo la Panciu din totdeauna, adică de când ne-am născut.
Și a mers împreună la jocurile copilăriei, păscând animalele familiilor și așa mai departe. Deci, eu cred că lucrul ăsta poate fi o explicație, da? Epatăm cam până la același nivel, dacă e să luăm epatare. Privim bogăția și ne raportăm la ea cam în același fel. Cam în același fel. Sărăcia sau ajutorul dat, nu știu, perceptele chiar religioase, chiar sunt toate în zona asta aduse acolo. Am trăit într-o perioadă comunistă adevărat, dar în care satul meu a fost ferit de o colectivizare și acolo am mai avut o proprietate. Iar proprietatea era foarte, foarte bine înțeleasă de comunitatea de acolo, da? Și atunci lucrurile ne-au fost mai ușor să ne raportăm unii la alții. Vă dau un exemplu foarte rapid. Construiam noul sediu după centura Bucureștiului, acum ultimul nostru sediu, așa, o construcție destul de frumoasă, și a venit un arhitect care ne-a prezentat planul și l-a făcut și 3D și a arătat clădirea foarte frumoasă, ne-a plăcut foarte mult, dar erau foarte mulți nori pe cer. Vine Nicolae, da, care e cel mai în vârstă decât ceilalți noi doi, și spune că, bă, foarte frumoasă clădirea, dar sunt foarte mulți nori pe cer. Apare Adrian după un moment și spune că, o, ce frumoasă e clădirea asta, dar sunt foarte mulți nori pe cer, de ce ai făcut atâta? Vin și eu, deci la intervale așa, și vin și eu a treia oară și spun, bă, extraordinar ce ați făcut voi aici, îmi place clădirea, dar zici, ce e nourat așa? Arhitectul a început să râdă și ne-a explicat, noi nu ne prinsesem ce vrea să ne spună, deci hai să o luăm ca, luați-o și 80% glumă, luați-o și 20% un pic de adevăr în tot ceea ce vă spuneam până acum. Deci există simbioza asta între noi trei și eu cred că ăsta este lucru foarte important al companiei. E punctul forte al companiei. Dacă ar fi să fiți antreprenor într-o altă zonă, adică într-un alt domeniu, să nu fie curierat, ați încerca? V-ați gândit? Da, dar tot în zona de servicii m-aș vedea. Știi, la un moment dat cineva, chiar un om, că era un profesor universitar, spunea, suntem o țară de oameni care fac servicii și o țară de oameni de bodyguards, da? Că sunt foarte, erau la un moment dat și sunt de continuare multe firme de pază. Și că nu suntem în stare să producem nimic. Ia să spunem și noi ce să producem. Să producem și noi ceva reprezentativ. Și am spus eu Dacia și el îmi spune, nu, Dacia făcută de Renault și hai să o lăsăm baltă. Nu cred că lucrurile stau așa. Până la urmă toată ar fi extraordinar să și producem ceva, da? Până la urmă toată producția să este... Să crească industria. Dar pe alte baze. Haideți, că am avut-o în România industrializată, extraordinar de industrializată și nu vedeam nimic. Produceam pe stoc o grămadă. Să uităm de vremurile respective. Da, putem deveni în continuare, nu știu, țara cu recunoscută în Europa și în lume cu produse bio. Văd agricultura asta făcând pași extraordinari. Pentru că priviți foarte atent la creșterea economică a României. Ține extraordinar de mult de agricultură. Ea crește sau scade în funcție de câtă secetă sau nesecetă e în anul respectiv sau de câte inundații sau... Domnule Pătrășcanu, suntem aproape la final. Mai avem foarte scurt timp la dispoziție, foarte puțin timp. Credeți că ar putea fi o țară condusă ca o afacere? Nu cred. Există management social și management politic, ca să spun așa, și există managementul unei firme. Bineînțeles că sunt multe lucruri care se întrepătrund. Am stat de foarte multe ori și m-am... Dacă ar fi să conduci o firmă, să conduci o țară ca pe o firmă la început, ar trebui să fie un pic de tiranie, da? Adică lucrurile... cum să spun eu? Sunt lucruri care la început le face antreprenorul, da? El singur face vânzare, el singur face lucrurile. Văd o destindere a acestei țări condusă ca pe o companie în momentul când managerul pricepe să delege lucrurile. Dar pentru început, eu cred că în primele luni, așa, el trebuie să facă vânzări, el trebuie să vadă toate lucrurile astea. Deci, da, sunt multe lucruri care se întrepătrund, dar n-aș conduce niciodată o țară, cel puțin după un an, doi, ca pe o companie. Nu. Sunt altfel de management.
Am ajuns la finalul discuției noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Vocile Iașului. Felix Petrășcan, un foarte cunoscut antreprenor din România, prezent la Iași Business Days, care, eveniment care are loc astăzi și mâine la Iași. Luăm o scurtă pauză, revenim la Vocile Iașului în câteva momente. Continuăm emisiunea Vocile Iașului, discutăm despre începutul campaniei electorale, începutul oficial al campaniei electorale, pentru că de multe ori candidații fură startul, așa cum se exprimă chiar ei, adică încep o pre-campanie electorală, pregătirile, lansările și așa mai departe, toate temele care țin de lupta pentru scaunul prezidențial, scaunul de la Cotroceni. Campania electorală, spuneam, este la început. Discutăm despre cum arată ea acum, pe ultima 100 de metri, împreună cu profesorul de științe politice Cristian Bocancea de la Universitatea Petre Andrei din Iași. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit! Aș vrea să vă întreb pentru început, pentru că să nu intre neapărat în temele care au fost mestecate până acum de mass media și chiar de politicieni, să vă întreb pentru început cam care sunt diferențele majore dintre modul în care este privită, analizată, gândită o campanie electorală în mediul academic, adică așa cum este predată studenților, să spunem, și cum se petrece în realitate. Dacă sunt diferențe foarte mari, care sunt greutățile pe care le întâmpină un student de la științe politice, de exemplu, cum termină facultatea și a învățat într-un fel cursurile în legătură cu campania electorală și cu politica și care sunt, să spunem, realitățile? Nu sunt mari diferențe, pentru că noi, cei care ne ocupăm de teoria politică, de științele politice și în special de științele comunicării în acest segment de campanie electorală, ne străduim cât mai mult să facem trimitere la lumea reală. Prin urmare, nu-i bombardăm cu teorii abstracte, nu facem tot felul de scheme din aceasta care să nu aibă aplicație pentru campaniile reale prin care trecem. Din acest motiv, eu cred că studenții la științe politice sunt pregătiți să înțeleagă realitățile așa cum sunt ele, sunt pregătiți nu numai să le înțeleagă, ci chiar și să lucreze în interiorul lor într-o manieră cât de cât rezonabilă, rațională. Se vorbește și despre, să spunem, faptul că societatea românească are unele carențe de cultură politică, să spunem, democratică în special. Sunt multe voci care vorbesc despre acest lucru. Credeți că este reală, e o temă reală sau pur și simplu sunt foarte mulți oameni care pur și simplu nu au niciun interes în această zonă de a urmări jocul politic? Carențele democrației noastre sunt reale. Nu putem să așteptăm ca în 25 de ani după căderea comunismului să se modifice în așa hal lumea încât să nu mai recunoaștem pe cea din era totalitară. Să nu uităm că totuși în populația României mai bine de jumătate, poate chiar 60%, este socializată politic în vechiul regim. Suntem vrând nevrând produsul comunismului. Chiar dacă unii dintre cei care astăzi sunt oameni maturi, cu drept de vot, care sunt în poziții de decidenți politici și administrativi, n-au trăit foarte, foarte mult în comunism. Dar dacă au prins măcar 10-15 ani de comunism, o anumită spoială totalitară tot a rămas pe ei. Și reformatarea noastră mentală este extrem de dificilă. Eu mi-aduc aminte că la începutul anilor 90 mă supărasem tare de tot pe un analist al vremurilor de atunci, Silviu Brucan, care spunea că măcar două decenii ne vor fi necesare pentru ca să învățăm ce este democrația. Chiar m-am simțit jignit la vremea aceea, considerând că nu se poate așa ceva. În câteva săptămâni de școală intensă, între ghilimele școală socială, vom pricepe ce înseamnă democrația și mai ales având pofta aceea de eliminare a totalitarismului din societatea noastră, vom fi peste noapte altfel. Ei, s-a văzut că cele două decenii au trecut, a mai trecut jumătate de deceniu și parcă din când în când elemente din cultura totalitară răzbat, vin așa cu obstinație în viața noastră cotidiană. Găsim comportamente, găsim idei din lumea totalitară pe care astăzi nimeni nu le repudiază, ba, dimpotrivă, le transformă în teme de campanie electorală.
este o carență democratică, nu suntem bine construiți din punctul acesta de vedere și pornind de la această stare a națiunii, starea democratică a națiunii, avem și rezultatele pe care le analizăm astăzi. Cum credeți că va fi, să spunem, dominată campania de teme mercantiliste, de, să spunem, captivități propagandistice? Cred că va fi o campanie care nu o să ne placă deloc. În primul rând, simt că se va duce către teme care n-au nimic de a face cu alegerile prezidențiale. Tema candidatului ofițerului acoperit, de exemplu. Tema ofițerului acoperit, spre exemplu. Sau teme din arealul naționalismului de suiet, mândria de a fi român. Teme din aria continuităților și a discontinuităților. Cine este băsist, cine este antibăsist. Nimic despre viitorul care ar trebui să ne preocupe. Mai mult despre trecut, văd discutându-se despre lucruri care n-au importanță în ceea ce privește exercitarea în perspectivă a atribuțiilor prezidențiale. Faptul că avem 14 candidați este un semn că avem de unde alege? Nu, e un semn că avem și aici o criză de creștere a democrației. Adică în Statele Unite sunt doi candidați? Doi oameni vin de pe pozițiile, aliniamentele tradiționale ale culturii politice și ale organizațiilor politice. Cele două mari partide își selectează în interior candidații, ajunge unul cu tandemul viceprezidențial, se prezintă în fața națiunii și lucrurile se derulează de regulă, așa cum am putut vedea, pe proiecte mari. Ce ar face dacă ar veni democrații? Ce ar face dacă ar veni republicanii la Casa Albă? La noi e foarte greu. Ce credeți că îi împinge pe unii dintre candidați? Dacă ne luăm după sondaje, rămân două, trei nume. De ce credeți că celelalte nume, să spunem, nu încearcă să intre, deși șansele sunt... La noi în democrația noastră cu exces de formațiuni politice există mai multe rațiuni pentru care s-au înscris în curs atât de mulți prezidențiabili. De altfel și în campaniile anterioare au fost mulți. Slavă Domnului, har Domnului, că am avut foarte mulți doritori să devină președinte al României. Aici se vede cumva și ideea aceea care ne-a rămas în cap după 1989, că dacă avem mai multe partide, avem o democrație mai zdravănă. Mi-aduc aminte de anii 90 când se afișau pe listele electorale în jur de 190 de formațiuni politice și mulți români din clasa medie și sub ea spuneau că la noi e mai democrație decât în America, unde sunt doar două partidulețe, că e mai democrație decât în Franța, unde erau vreo 5 formațiuni serioase, sau în Germania, unde erau două și biela liberală, ecologistă și așa mai departe. Deci și aici probabil că unii își imaginează că dacă avem mai mulți candidați, suntem o țară cu o substanță democratică serioasă. Părerea mea este că dimpotrivă, atunci când avem foarte mulți candidați, e o buimăceală generală, pentru că oamenii își ratează votul, foarte mulți dintre alegători. De ce candidează? Își ratează pentru că nu intră în turul 2 candidatul lor, după care dezarmează. Și avem prezențe scăzute la vot, avem dezamăgiri. De ce? Mă întrebai de ce sunt așa de mulți doritori. Sunt mai multe tipuri de candidaturi. Cele care se află în topul sondajelor, oamenii de turul 2, să spunem, prezumptiv de turul 2, merg acolo pentru că au în spate formațiunile mari. Deci e o candidatură clasică, așa cum se întâmplă și în democrațiile consolidate. Ceilalți vin pe falanga acestei idei de democrație consolidată, care spune așa, un partid ar trebui să aibă în principiu un candidat la președinție pentru că această candidatură întărește partidul. Chiar dacă la noi s-au decalat, din fericire spun, alegerile prezidențiale de parlamentare, partidele, fie ele și mai mărunțele și mai puțin prezente și solide, vor să aibă acolo un om ca să nu se uite de existența lor. Să nu se uite că există și ele pe undeva.
Și în fine, mai există candidaturile otrăvite, eu le-aș numi, cele care fac parte din schemele candidaților centrali. Candidaturi care vin să rupă voturi, să nu lase să se canalizeze votul de stânga și votul de dreapta în mod clar. Candidaturi care din start nu au nicio șansă să intre în turul 2, dar care rup dintr-o parte, rup din cealaltă, deci este creează un joc politic. E un joc politic, da. Sunt multe asemenea candidaturi de cursă de iepuraș. Iepurașul care obosește după prima cotitură. Iar aceste, mă uitam și la declarații, toți cei 14 spun același lucru, că sunt convinși că vor câștiga. Această convingere ține de chestiuni subiective. Dacă n-ar fi convins, eu bănuiesc că n-ar mai avea puterea sufletească să intre în campanie electorală. Știm cu toții ce înseamnă o campanie electorală. Trebuie să te obosești, să bați țara de la nord la sud, de la est la vest, să faci întâlniri cu electoratul. Te costă enorm pe tine și partidul care te susține, iar dacă ești independent, cu atât mai greu. Trebuie să ai apoi o infrastructură în ceea ce privește reprezentanții partidului tău în comisiile electorale, pentru că la noi încă mai există ideea aceasta, nu știu cât e de acoperită în realitate, că votul se poate fura. Vă dați seama ce se întâmplă dacă te duci la și candidezi campanie. Și nu ai credința că vei intra în turul 2, atunci mai bine stai acasă. Ori, pentru că n-au stat acasă cei 14, înseamnă că în sufletul lor e prezentă această credință profundă că vor intra în turul 2. Am discutat și despre teme care spuneați că nu prea au legătură cu ce ar trebui să însemne în mod normal o campanie. Cam care ar trebui să fie temele mari la care să fim atenți sau la care să ne așteptăm ca fiind într-o dezbatere și probabil, cum spuneați, probabil nu le vom vedea. Adică ce ar trebui să ne intereseze? Să ne uităm ce poate să facă un președinte, până la urmă? E un fel da. De fișa postului. Fișa postului pe care multă lume nu prea o înțelege, nu prea o știe. La noi se așteaptă de la președinte să facă ceea ce ar trebui să facă cealaltă parte a executivului, guvernul. Nu se așteaptă însă de la președinte să facă lucruri care îi stau în fișa postului constituțional vorbind. De exemplu, nimeni nu așteaptă de la președintele nostru să vadă acțiuni de mediere între puterile statului, între stat, probabil ca cele mai societatea civilă. Funcții. Nu se așteaptă să ne facă o bună, frumoasă imagine internațională, pentru că totuși președinte reprezintă statul în plan internațional. Ori, noi constatăm că așteptările publicului sunt mai curând ca președintele să fie un fel de hiperguvern, de omul care dă ceva, care creează locuri de muncă, omul care, modifică legislații. Noi știm că nu poate să facă lucrul ăsta, dar din ceea ce ar putea să facă în mod real. Eu m-aș aștepta, de exemplu, ca un candidat serios la președinție să ne spună cum vede traiectul european al României. Pentru că România, știm cu toții, deși are ceva vechime în Uniunea Europeană, a făcut cei 7 ani de acasă de acum, totuși nu e chiar acasă în Europa. România încă are masive carențe de adaptare reală la carosabilul european, ori pentru că președintele ne reprezintă în Consiliul European, pentru că președintele reprezintă statul în acest conclav al țărilor membre, aș vrea să văd care este poziția lui în raport cu traiectul european al României. De exemplu, aș vrea să văd care este opinia despre guvernanța economică în context european, ce ar trebui să facă România în ceea ce privește absorpția fondurilor europene, chiar dacă absorpția ține de guvern și de firmele care participă la această competiție a proiectelor. Acesta e un sector, un segment, falanga europeană, să spunem, a funcției prezidențiale. Dar mai este un element foarte interesant, problema securității naționale. Mai ales în contextul actual, când vedem că Europa se mișcă și nu se mișcă doar aici la Răsărit, unde prietenii ruși ne aduc aminte de era sovietică, dar vedeți că se mișcă și în Occident. Nu de mult timp scoțienii, din fericire, au spus stop tendințelor astea separatiste.
dar mai avem problema spaniolă, problema Cataluniei, s-ar putea să înceapă să miște țara bascilor, ori pe fundalul acesta de instabilitate și de insecuritate, la care se adaugă amenințări din partea statului islamic, ce face un președinte ca România să aibă un mediu de securitate mai confortabil în această parte de lume? Deci partea europeană și partea de securitate națională sunt teme centrale, pentru România. Iar pentru că în sfera securității naționale, chiar în doctrina națională de apărare, intră amenințări gen corupția și erodarea statului de către marii corupți, eu aș vrea să văd cum se dezbate tema justiției în România, chiar dacă președintele nu are decât atribuții simbolice, să spunem, grațiază, da? Sau numește judecătorii care au obținut postul prin concurs, dar tema justiției, a stabilității acestui segment de putere a statului ar trebui dezbătută cu seriozitate. Acest lucru, mai ales și pentru că un președinte poate impune totuși teme, chiar dacă nu țin neapărat de execuția pe care o are la îndemână un președinte, poate impune teme majore societății, adică... Și are și pârghiile necesare. Solicită chiar referendum, de exemplu. Solicită referendum, dar să nu uităm că președintele se poate adresa Parlamentului, să nu uităm că președintele are posibilitatea de a participa la ședințele de guvern, fie când este invitat de șeful guvernului, fie când se autoinvită atunci când vede că există priorități în politicile publice. Deci pârghii există pentru președinte să se implice activ în politica statului, dând aceste semnale către societate, către instituțiile politice. Totul e să știe cum să o facă. Avem deci o schiță a fișei postului, să spunem. Este o discuție largă despre modul în care se vor strânge voturile. Până la urmă e poate partea cea mai pragmatică a unei campanii electorale, de aceea se face. Iar o discuție la fel de vastă a fost declanșată de către emiterea acestei ordonanțe 55/2014 de către guvern, care suspendă practic legea care spune că aleșii locali nu au voie să treacă de la un partid la altul, să demisioneze din partid fără să-și piardă mandatul. Ei acum au voie pentru 45 de zile să facă acest lucru, iar adversarii politici ai guvernului, ai PSD, spun că ordonanța a fost dată exact pentru a rezolva lucrurile cumva în campanie electorală, știind sau fiind o temă comună, un subiect arhicunoscut, acela că primarii din zonele rurale pot influența sătenii să voteze exact așa cum trebuie, astfel încât dacă guvernul sau PSD ar controla primarii, ar putea controla voturile. Cine nu cunoaște realitatea mediului rural, poate că nu crede în această ipoteză. Întâmplarea face că eu, trăitor fiind la oraș, mai merg și pe la țară și știu pulsul votului popular. Știu cum poate să voteze o persoană foarte în vârstă, căreia îi se sugerează discret din partea primarului, dar nu el prin viu graie, ci prin oamenii lui trimiși în teren să se mai intereseze cu câteva zile înainte de vot dacă strada e pietruită, dacă nu vor cumva niște ajutoare de la Uniunea Europeană, făină, zahăr și ulei. Deci se pot influența voturile foarte mult în zona rurală. La oraș lucrurile sunt mai complicate. Mecanisme de danie publică există în foarte puține orașe ale patriei, cu excepția Constanței, unde este știută calea bătătorită cu mașinile care cară pachete de la domnul Mazăre, în rest mai puțin se practică asemenea mijloace de influențare. În orașele mari, lumea este ceva mai informată, nu are de ieșit la desfăcat porumbul în perioada asta și stă la televizor, că altă treabă la oraș nu prea mai ai. Și atunci oamenii mai văd, se mai informează, mai votează și cum îi taie capul sau nu votează deloc eventual, pentru că rata participării în mediul urban a fost totdeauna mai scăzută decât în mediul rural. Se poate influența și trebuie să spunem clar, ordonanța migrației a fost dată cu acest scop, să se poată rezolva problema influenței asupra populației, mai ales din mediul rural.
cine spune că am dat ordonanța ca să funcționeze mai bine consiliile locale. Să deblocăm, da. E, mi se pare că ori ne ia de proști, ori ne spune o glumă bună, și dacă ar fi foarte bună această glumă, chiar ne-ar veni să râdem. Din păcate, atunci când suspenzi o lege timp de 45 de zile, trebuie să-ți pui mari semne de întrebare asupra intențiilor celor care au făcut o asemenea trăsnaie. O asemenea trăsnaie politică rar se întâlnește chiar și în spațiul mioritic. Dacă au făcut-o, acum toată lumea se aștepta să vină în Senat să fie respinsă această ordonanță. Numai că ați văzut prea bine că ieri s-a luat o lungă vacanță de 6 săptămâni din partea Senatului și ordonanța care trebuia să intre la vot în cameră decizională mai așteaptă până după campanie. Lumea când poate n-a sesizat, au zis, da, domnule, ca să salvăm 2 senatori de la intrarea lor în fușăraia DNA-ului, am suspendat activitatea Senatului în plen, i-am trimis în vacanță electorală. Nu, acolo stau la rând și alte acte normative, inclusiv această ordonanță privind migrația. Nu va mai avea neapărat obiect, se termină pe 17 octombrie, da. Cele 45 de zile. Iar tot ce se va decide în aceste 45 de zile, apoi nu se mai poate reveni tocmai din cauza faptului că nu exact. Se face retroactiv. Și-a făcut efectul. Ordonanța și-a făcut efectul. După aceea se pot întoarce lucrurile în matca lor, dar cine a avut de trecut dintr-o parte în alta a trecut fără nicio pedeapsă, fără nicio consecință legală. Haideți să facem o comparație. În 2004 se vorbea foarte des cam despre lucruri asemănătoare. Că Partidul Social Democrat este acaparator, că ia prim, atunci migrația era permisă. Da. Că ia primar de peste tot, județul cutare este roșu și vor controla votul astfel încât să câștige candidatul propriu. Ei n-au câștigat. Se poate întâmpla și acum? Adică cât de mult controlează votul? Votul e controlat într-o anumită măsură, în ceea de care vorbeam, la nivel de aleși locali, care sunt agenții de influență, mai ales în mediul rural. S-a văzut chiar că sunt și anumite municipii care au culoare politică. Iașu se știe că la votul de la prezidențiale mai mereu a fost roșu municipiul și județul în ansamblu său. Când vedem harta cu distribuția voturilor, Moldova în genere e mai roșiatică și alte părți sunt mai galbene, mai portocalii cum era în campaniile anterioare. PDL mai activ. Rare ori mai vedeai alte culori pe aici pe acolo. De exemplu, verdele udemerist în județele zonele cu populație majoritar de etnie maghiară. Dar problema aceasta, dacă de ce au pierdut în 2004 și aveau controlul, aveau guvernul, aveau tot ce le trebuie pentru a câștiga. Lucru care se întâmplă și acum. Ei, de ce spun eu? Atunci, din cât se discută după trecerea anilor, candidatul a fost abandonat în turul 2. Adrian Năstase atunci a fost lăsat să se scurgă liber către înfrângere. Pentru că baronii locali aveau sentimentul că odată ce îl vor propulsa în fruntea statului, se va ajunge ca ei să nu mai aibă putere în plan local. Bănuiesc că o parte de adevăr se află în această analiză, cum că a fost părăsit în turul 2. Mi-aduc aminte atmosfera de atunci, dacă în primul tur era pe toate gardurile, ca să zic așa, era prezența unică, era Kim Ir-senul nostru, în turul 2 lucrurile au început să devină așa de relaxate, de parcă se terminase campania, ori de-abia începea. Plus de asta, s-a registrat atunci un vot semnificativ în mediul urban și în rândul tinerilor, pentru că Traian Băsescu venise cu un mesaj din acesta justițiar, cu ardeiul iute în mână, cu o constituție în mâna cealaltă, deci simbolurile acestea ale puterii începuseră să oscileze între bibliotecă și grădina de legume, așa încât s-a bruiat un pic mecanismul standard al campaniilor de până atunci. Acum mă gândesc la următorul lucru. După analizele pe care le-au făcut cei de la PSD și compania, rezultă că la o prezență mică la vot ar putea câștiga, dar nu foarte lejer,
Pentru că prezența mică la vot înseamnă enoriașii de serviciu ai PSD-ului, oamenii care se partidele mai bine organizate. Se duc în cârjă acolo, că îi doare, că nu-i doare în ziua aceea, ei la ora 6 se trezesc, se îmbracă cu hainele de duminică și votează cu candidatul preferat, în ideea că sunt mândri că sunt români. Dar dacă participă mai mulți, cine sunt cei mai mulți? Încep să fie tineri, care au alt fel de viziune asupra vieții, care poate chiar votează din spirit de frondă altfel decât cu majoritatea aceea copleșitoare, votează oamenii cu idei de dreapta și atunci riscul de a nu aduna voturile până la 50% plus 1 sunt foarte mari. Din acest motiv există un frison puternic în rândul stângii. Oamenii aceștia chiar se tem că vor pierde alegerile. Au conștientizat și încearcă să învețe din erorile trecutului. Acum nu cred că se mai tem cei din stafful PSD că baronii vor defecta. Nu, pentru că baronii așteaptă cu mare bucurie să aibă președinte la Cotroceni. În ideea că poate și DNA-ul se va mai îmblânzi, se va mai potoli. Dar e frica de prezență mare la urne. Domnule profesor, am ajuns la finalul emisiunii noastre. Mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Am identificat mai multe lucruri, desigur, la care trebuie să fim atenți în această campanie electorală, la cea fișa postului, la modul cum se vor desfășura, să spunem, luptele pentru vot. Vă mulțumesc foarte mult. Cristian Bocancea, profesor de științe politice la Universitatea Petre Andrei din Iași. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, @digi24.ro. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine seară la o nouă ediție Vocile Iașului. Acum vă urez seară liniștită.